Mult așteptata zăpadă și-a făcut apariția la noi de mai puțin de o săptămână, dar de fiecare dată pe unii i-a prins surprindere. Unii slătineni nu au dat dovadă de prea multă hârnicie zilele acestea și așteaptă ca autoritățile să le curețe zăpada din fața caselor. Deși trebuie să plătească amenzi destul de consistente, se pare că slătinenilor nu le este frică să scoată bani din buzunar și nu au ieșit în această dimineață, nici în zilele trecute, de când tot ninge, să dea zăpada în fața locuințelor. Majoritatea trecătorilor și-au pus viața în pericol circulând pe carosabil din cauza nămeților de pe trotuare. Pentru că ne frică să alunecăm, pentru că acolo locatarii încă nu au eliberat spațiu de zăpadă și... Și știți că vă pune și viața în pericol. Evident, da. Dar având în vedere că circulația este nu e atât de intensă, cred că... cu puțină atenție, evităm situațiile grele. Tot. Nu sunt curățate de zăpadă. Nu vă puneți viața în pericol, locul? Da, foarte urât din partea lor, că nu îi dau. Fiecare trebuie să-i dea în partea casei. Îmi trec mașini, ne oprim, mă opresc. Și sunt. Da, am alunecat pentru că am podună de zăpadă în fața unei porți. Nici unii comercianți nu au fost mai harnici, alegând să îndepărteze zăpada doar de pe treptele magazinelor. Și cum lenea se plătește, până la această dată, poliția locală a aplicat 3 sancțiuni. Agenții economici, la asociația de proprietari, să dea curs solicitării poliților locali, de a-și îndepărta zăpada de pe cările de acces pentru a nu deveni un pericol pentru ei și pentru ceilalți cetățeni. Meteorologii anunță că va mai ninge și în următoarele zile, așa că slătinenii care nu vor să devină captivi în propriile case ar trebui să dea dovadă de spirit civic sau să le fie frică de amenzi. Oricare ar fi motivul, ar trebui să iasă să-și curețe în fața proprietăților.